cum e lumea asta făcută. Dacă te vopsești, dacă te tunzi, dacă îți faci buze, dacă îți faci vreun tatuaj, nu observă nimeni. Cum ai pus un kilogram pe tine, observă toată lumea. Vai, te-ai îngreșat? Nu, m-am îngreșat. Ai burtică, sunt balonată, am gaze. Da. Așa e lumea curioasă. Nu te întreabă nimeni. Știi? Ai de mâncare, ai ceva în buzunare, ai bani de factură, nu? Da, așa? Vai, te-ai îngreșat, mai ales ăștia grase care deja au curul mare, de ofticoase ce sunt. Te-ai îngreșat și tu? Și tu, nu, nu? Nu. Am luat niște haine mai strâmte, dar vă spun eu, ca să le ofticați și mai rău, când vă cumpărați haine, luați cu două măsuri mai mari. Două mărimi mai mari. De n-o să vedeți. Vai, dar ce ai slăbit? Dar ești bolnavă? Da, o duci bine cu bărbatul? Da, așa vă sunase pe mine una. Auzi, am un preot bun. Păi zic, dar ce-mi trebuie? Că am duhovnicul meu. Am auzit că ești în ceartă cu bărbatul. Eu? Și n-am fost în nicio ceartă și în ceartă mai suntem, că toată lumea în casa lui face ce vrea. Și dragoste și ceartă și circ și pâine și dulceață. Da. O stăteam eu. Dai seama cu ce umble nebunele. Îmi dădea ea. Avea ea un preot care îmi citea dimineața la 5 ori un sfert. Că eu nu pot să mă rog singură. Ce școală aveți în voi? Dar ea ca să îi spun eu, știi, ce am să dau afară. Ce te eu? Nu i-am spus că nici nu aveam ce. Și dacă aveam ce, nu îi spuneam nici dacă crăpa. Hai, vă pup!